Da, de ce? Că uite ce se întâmplă în stânga mea. Cântă Irina Rimes. Sub mine, ziua bistricilor. Așa cum vă promiteam în vlogul trecut, acum a venit momentul să filmăm pe timp de noapte în parcul de distracție din Costinești. A fost o seară excepțională, copiii s-au distrat, eu m-am distrat, chiar am făcut și un reel. O să vedeți pe TikTok ce spune soția mexicancă. De Costi! Ne-am distrat maxim, asta a fost important, așa că hai să mergem mai departe și să vedem clipul. Bineînțeles că seara a trecut, am filmat videoclipul, de fapt primul videoclip, Trouble Sounds, și acum ne-am dus să filmăm câteva reel-uri pentru TikTok, unde ne-am distrat cu fetele. Gabriela și Ana s-au ridicat la înălțime. Hai să mergem pe TikTok să vedem ce s-a întâmplat acolo. Bună dimineața, s-a trezit Dulceața. Ne ducem spre Bistrița. Am plecat la ora 1:30, este 6:30 și bineînțeles că n-am ajuns, o să mă omoare Dora. Dar de ce? Mi-a fost somn. Am fost terminat să mă omoară peștișorii mei dacă nu m-am teleghidat drumul. Am zis că rezist. Pă naiba, n-am rezistat. Dar de ce? Că uite ce se întâmplă în stânga mea. Deci n-ai văzut așa ceva, frate. Este cel mai bun copilot. N-ai cum. Nu te deranjează, nu spune nimic. Este exact ce trebuie. Da, ce să mă, gata, hai, mergem la Bistrița. După ce am plecat la 1 noaptea și am condus toată noaptea, la 6 dimineața mi-am dat cu puțin cu apă pe ochi și am plecat mai departe. Un răsărit extraordinar, dar am ajuns la Bistrița. La 1
cunoscut din auzite de mult. Prin 2008 eram la o școală de dans, predam în București și vroiam să cunosc cât mai multă lume de acolo. Și am zis să colind un pic țările de dans de prin București și am încercat să aflu de la prieteni ce se întâmplă, unde se întâmplă, și o colegă, mai exact Andreea Popescu, ea mi-a spus că se antrenează la Trouble și este membru acolo și că este foarte fain și ea mi-a recomandat, prin ea am ajuns la Trouble. Am fost la sală, l-am văzut cât de serios era și cam de atunci a început și prietenia și colaborarea, mi-a plăcut foarte mult. Urcă-te pe braț! Și vorbeam cu tine, de ce? Pentru că eu nu sunt. Astăzi l-am invitat la Bistrița pentru că noi avem în cadrul școlii noastre de dans un proiect care se numește Performanță în pași de dans și o dată pe an obișnuim să invităm instructori sau antrenori sau coregrafi de la nivel național, care să ajute trupele de dans de la noi să evolueze, să se perfecționeze, să îi formăm și să educăm în a deveni mai buni, campioni, de ce nu. Am ales să vină Paul pentru că știu că are o pânduită foarte bună și ceea ce face cu Trouble este extraordinar. Am decis ca să aduc un antrenor de campioni, astfel încât să dea din, să împărtășească din secretele sale și nouă. Ai intrat pur și direct cu muzica pentru că aia dansezi. Bine? Da. Bun. Toată lumea picioare. La combinația de cele două. Ce-a făcut la început? Ține minte? Ce trebuie să facem? Să ne concentrăm în oglindă, după care mergem mai departe. Hai să vedem. După ce am terminat workshop-ul, am ieșit la soare, la distracție și haideți să vedeți ce am făcut cu frumoasa mea soție și ce planuri ne-am făcut să ne întoarcem în București. Sunt pe străzile din Bistrița, acum a ieșit soarele, sunt la aer. Adevărul este că vroiam să stau la aer și aici avem o mare scenă, că sunt zilele Bistriței sau bistrițenilor sau cum se zice, Elvira? Bistriților. Cum? Ia mai, stați, ia puțin atent, încă o dată. Ia, mai zi o dată, cum e? Ziua Bistriților. Ziua Bistriților. Aoleu, să vezi bătaie strage dura. Sorry, Dora. Da. Hai să vedem aici, avem scena. Ia uite-te la scenă, am înțeles că astăzi cântă Irina Rimes, parcă, și ceva de gen. N-am mai văzut de mult asta, dar mie mi-e frică de altceva, să vă spun sincer. Frate, mi-e foarte frică că am parcat mașina, am plătit doar până la ora 1 și Dora m-a asigurat și mi-a spus, nu este nicio problemă, nu e nicio problemă, Paul. Acum am o castravete de la e 6, adică s-ar putea să găsesc mașina sau nu, să plec pe bicicletă spre București. Foarte am mișto. Ce n-avem? Bicicletă. N-avem, pe o să împingem, ne dăm pe skate, pe skate, pe locul ăsta de longhiera, frumează ghiera, longhiera asta, ne băgăm înăuntru și ne dăm la vale. Păi ia, uite, hai, de aici. La vale ne-am dus. Da, mișto. Mișto. Gata, am obosit. Pa. Pa.